Bună, dragi prieteni, și bine ați revenit la Cultură! Astăzi stăm de vorbă cu un fost cântăreț, un fost politician și un actual pilot. Și nu sunt trei persoane, ci una singură. Este vorba despre, hai să spunem, artistul Mihai Sturzu. Ne va povesti ce a făcut în perioada de autoizolare și ce planuri de viitor are. Mihai, mă bucur că ai acceptat invitația noastră și îți mulțumesc din suflet. Vreau să spun așa înainte să începem interviu că, evident, v-ați pus amprenta în sufletul nostru, mai ales în anii 90 cu trupa Haikyuu. Aș vrea, evident, să fim puțin nostalgici și să povestim mai multe despre perioada aia. Cum a fost pentru tine și cum v-a venit ideea? Vă cunoșteați de dinainte? Cum s-a născut trupa Haikyuu? Mama mia, ce întrebări! Cred că mi-e mai ușor să spun cum au apărut dinozauri. Uite, născocim frumos așa în trecut. Eu sunt prieten și coleg cu Florin din clasa 1. Florin, da, practic ne știam din grădiniță, dar ne știam așa de la distanță. În clasa 1, mama mea, 15 septembrie 1986, tu nu erai născut, recunoaște. Nu, doamne, 93 mai era până... Deci în 1986, părinții noștri ne-au pus în aceeași bancă, la școala generală, în clasa 1. De atunci am rămas prieteni și, în fine, am făcut generala împreună la liceu. El s-a dus la Real, eu la Uman. Și eram în clasa 10-a, îți dai seama, nu făceam nimic, ardeam gazul toată ziua prin parc. Florin studiase pian toată viața lui, cânta foarte frumos la pian. Eu făcusem niște canto, dar așa, cum fac toți copiii. Da. Iar că mă duceam la cor, că erau multe fete, știi, era principalul. Sincer să fiu. Așa, și un alt concept care nu mai există în vremea asta este Palatul Copiilor, era. Da. Vremea era un fel de after school, cred, de fapt. Mm-hmm. Statului, unde Florin cânta cu clapa, avea acolo o trupă din asta, știi? Și le fugise solistul, nu știu, era cu să certasere. Și îmi zice, băi, nu vrei să vii să cânti cu noi? Că uite, ne distrăm, e mișto, după amiază, așa, după ore. Și eu zic, bă, nu sunt eu vreun mare cântăreț. Ceea ce timpul l-a dovedit, știi? De uite, și zic, dar voi ce cântați acolo? Zice, păi, piese de-astea, de-ale altora. Zic, cum ai că piese de-ale altora? Păi, facem. Deci nici nu exista conceptul de cover. De cover, da. Era o rușine să cânti piesele altora. Astăzi este... faci o carieră, știi? Normal. Îți dai seama, în 1996 nu existau studiouri, nu exista radio, nimic. Deci, cum spun, nu exista internet. Este... Da. Băi, și era un băiat la noi la liceu care punea muzică în pauze. A, liceu, ne-am zis noi că el poate să ne ajute. Ne-am făcut noi niște negative, așa, am strâns la Florin acasă tot ce putea să aibă legătură cu muzica, în sensul un magnetofon al lui Taicniu, multe cabluri și calculator al lui, știi, adică avea ceva 386, 486, ce putea să existe atunci. Am zis, gata, mă, ne facem... Bine, a fost semi-tragicomic, așa, cu părinții noștri, pentru că ai noștri se cunoșteau, îți dai seama, știi? Și ai noștri, toți patru erau, adică părinții lui Florin, ingineri și petrol și gaze, chimie, taică-mi inginer, petrol și gaze și chimie, maică-mi expert contabil. Deci nu se gândea vreunul dintre acești patru oameni că mândria familiei va ajunge să cânte, știi? Și nu le-am spus și ne-am ținut ascunși și strângeam alocații. Să cred, mă! Da, strângeam alocații. Deci țin minte și acum, Florin lua alocația pe 5, eu pe 6, ale lunii, că pe-l cheamă Grozea, pe mine Sturzu, era așa, avea niște carnete așa. Nu mai țin minte cât era, 5.000 de lei în banii de atunci, adică 5 lei în banii de acum, așa, cât era alocația. Și cu banii de alocație mergeam la studio și ne permiteam o oră sau două de studio, ceea ce era bine, că astăzi nu-ți permite o oră sau două de studio cu două alocații, știi? Și uite așa, în secret, fără să spunem părinții, am făcut noi o trupă, făceam ca hip-hop-ul, așa, ne ascundeam, era, nu știu. Și țin minte, cea mai mare onoare era să cânti la Zile Orașului. Deci când ne-au chemat aia să cântăm la Zile Orașului, eram, practic, gloria supremă. După ce s-a terminat toată nebunia cu Haikyuu, ați rămas în sufletele noastre, asta e clar, cel puțin la toate petrecerile de când eram copil și așa, se punea gașca mea, deci asta o să fie și o să rămână toată viața. Cum te-ai hotărât să faci o carieră în politică?
cumva au legătură, știi? Pentru că, uite, noi cu trupa, ați dat seama, am început în liceu, eram niște copii. Am intrat la facultate amândoi și a fost un moment cheie ăla, că, na, practic, eu intrasem, nu, cum a fost, intrasem și la București și la Brașov. Ah, da, și am rămas la Brașov pentru că așa acolo aveam studio. Mamă, și a fost tragedie. Taică-sul lui Florin din București, maică mai din București, evident că își doreau să meargă copiii la București la facultate. Și a fost cam nașpa momentul ăla, pentru că a fost o decizie pe care am luat-o, bai, să facem muzică mai serios un pic, știi? Și a ținut treaba asta cu trupa vreo 18 ani, fapt nu vreo, fix 18 ani. Na, adică aveam un business, făceam bani dintre astea, aveam 20 de ani și din distracție făceam bani de director de bancă, adică pe bune. Așa, și la un moment dat am îmbătrânit, sincer să fiu. Da, nu mai era, adică s-au și împărțit lucrurile. Eu făceam partea de management, contracte, concerte, discuri, radiouri, whatever, whatever, agenții. Florin și Dana sau Nicoleta făceau muzică, artistică era aia, și era foarte bine împărțită treaba între noi, știi? La un dat, nu știu, cred că se naște în fiecare dintre noi, sau poate nu, dar nu știu, în mine s-a născut această întrebare de, bă, ce pot eu să fac pentru țara mea? Adică vedeai că lucrurile nu merg glorios către progres, știi? Și ăla a fost momentul în care eu am scris un proiect de educație non-formală, m-am chinuit eu cumva să... M-am prins că la vârsta asta de adolescență, nu știu, liceu, facultate, tinerii, copii, whatever, învață mult mai ușor de la oameni pe care îi consideră modele de urmat, decât de la profesori, whatever, whatever, știi? Și am scris și eu un program de educație non-formală, m-am spătut cu el să-l fac, cu, în fine, online, offline, televizor, da, whatever, n-am mers, nimeni nu vrea să facă educație, de fapt, da, în, whatever, în mainstream, în orice ar fi. Și am super ofticat, am apucat să îl prezint unui tip pe care știam așa cât de cât, îmi plăcea de el, politician, știi, tânăr și la așa 30 ceva de ani, și am arătat proiectul ăsta al meu. Și zic, și ce, păi, e foarte tare proiectul tău, zice, dar am o veste proastă pentru tine, se poate face doar din politică. Și eu am zis, bă, fii atent, eu vă știu pe voi politicienii, că am cântat cu toți. Nu-mi place de voi deloc. Uite, îți dau ție proiectul meu, te rog eu, fă-l, nu mai spun vreodată cuiva că a fost al meu, baște la aud că tu mi l-ai zis, whatever. Exact. Da, și ăsta foarte băiat deștept, așa, că de-aia îmi plăcea mie de el. Ce, bă, nimeni nu o să se lupte pentru proiectul tău mai mult ca tine. Exact, corect. Din urmare, dacă tu crezi că merită treaba asta, bă, fă. Când crezi tu, uite, eu cu puterile mele, era deputat, adică n-avea nicio funcție, așa, era un deputat. În fine, și la un moment dat candidează ăsta la președinția partidului lui și aflu eu, n-avea nicio șansă, deci fix nicio șansă. Am zis, bine, mă, candidezi și tu ca cernea la prezidențiale, știi? What the fuck, adică, copilul. Și i-am trimis mesaj, zic, fii atent, dacă tu câștigi președinția, eu mă pun cămașa așa și mă schimb în partid. În fine, vine noaptea alegerilor, mă durea pe mine în pașcă de alegere din partidul lor, n-aveam nicio treabă. Eram, țin minte, așa, eram Sibiu, la clubul unui prieten, pe boxe, hava-hava. La 3 dimineața îmi bărâie telefonul în buzunar. Eu m-am gândit că e vreo sibiancă, știi? Zic, nu poți să știi ce rău. Exact. La 3 dimineața, exact mesajul pe care l-așteptam, știi? Când mesaj? Am câștigat. Victor Ponta, am câștigat președinția când vii la partid. A trebuit să o fac acum, da, ce să zic, știi? Da. Așa a început drumul meu în politică. N-a fost cea mai glorioasă experiență a vieții mele, sincer să fiu. Nu regret că am învățat o groază de chestii. Dar recunosc că nu mi se potrivește, mai ales în contextul în care trăim noi acum. Adică, uite și tu, eu sunt pilot, sper să vorbim și despre asta. Păi normal, urma să te întreb. Așteptăm și noi să zburăm, știi? Păi și guvernul ăsta al nostru, ce s-a gândit el? Bă, să dăm voie să meargă oamenii în străinătate cu trenul sau cu autocarul, dar nu cu avionul. Pentru că sigur că da, este mult mai sigur să faci 3 zile cu autocarul până la Londra decât 3 ore cu avionul. De la politică ai ajuns, dintr-o pasiune pe care știu că aveai tu pentru pilotaj, ai ajuns chiar să lucrezi pentru o companie ok și ți-ai luat brevetul, ți-ai luat licența. Da, cum asta mă vrac în roz, mereu, știi, când apar la televizor mă vrac în roz. Știi? Da. Am un pic. Opa, oare unde lucrezi? Cu un pic de, și cu un pic de albastru. Da, mă. Deci, asta cu zborul, eu alt concept pe care tu și colegii tăi de generație n-aveți cum să-l înțelegeți, și anume comunismul.
Bine, deci eu am crescut, aveam 10 ani la Revoluție, da? În 89. La 10 ani înțelegi lucrurile din viața ta. Da. Închipuiți că eu am crescut într-o țară până la 10 ani în care nu aveam voie să avem pașapoarte. Nu puteai să zici, băi, gata, mă, să mergem la Paris săptămâna viitoare sau, cum spun, Budapesta era ceva unde doar șmecherii aveau voie, știi? Evident că visai, adică vedeai avioanele pe cer, știi? Și te bucurai, adică, na, copilul din mine visa ca măcar o dată, când vedea un avion de la pe cer, să fie mă și el într-un avion de la, nu știu. Că învățam la școală geografie, nu ne țineau chiar atât de proști, știi? Normal, că te gândești că zboară avionul la Paris, la Istanbul, unde s-o fi dus el, știi? Și cumva nu mi-am dat seama de chestia asta. A rămas în mine această curiozitate, nevoie, vis, nu știu cum să-i spun, știi? Și aveam 32 de ani când mi-am luat licența de pilot privat. E o licență cu care ai voie să zbori avioane de astea mici până în 2,7 tone. Și da, mi-am luat licența asta, PPL, uh-huh. Și am zburat for fun, deci chiar am zburat non-stop. Îmi plăcea orice avea, orice tigaie avea o elice în față, eu mă urcam. Cum era, închiriai sau cum făceai? Adică... Închiriai, deci... Închiriai, nu? O lume atât de mică asta, deci la un moment dat îți dai seama, nu e nici ieftin, dar nici scump, știi? Și eu cum aveam licență deja, îi convingeam tot felul de prieteni să vină să zboare cu mine, spunem jumate-jumate benzina, știi? Și da. Avion. Zic, auzi, nu vrei să mergi? Și uite, putem să mergem în Grecia cu fetele. Ba da, mă, vin, știi? Eu mă gândeam Grecia și înapoi, pac, am făcut 4 ore de zbor, super ok, știi? Da. Așa, l-am mai convins pe un prieten al meu care făcea ceva afaceri și călătorea mult și a luat un avion din ăla. Adică, lumea crede că avioanele sunt așa, wow, când spui avion privat, toți văd business jet ca țiria. Da, exact. Frate, da. Sunt și avioane mai ieftine decât un Passat, sincer să fiu. Știu. Bine, nu zbor cu el până la Miami, zbori așa, până la Tuzla. Exact. Ce să zic? Te duci de la Frătăuți la Bistrița. Bă, dar e ok, adică senzația aia, știi? E, și cu avioane de-astea am zburat și cu un avion din 1965, dacă îți vine să crezi. Uai. Ăla e cel mai vechi avion cu care... Nu ți-a fost frică? Ba, da. Răspuns final, da. Așa, și la un moment dat, trei prieteni ai mei voiau să facă școala de piloți de linie. Și ăștia de aici, de la Școala Superioară de Aviație Civilă, au zis, bă, trebuie să fiți măcar patru ca să vă facem o grupă. Nu prea era cerere pe vremea aia, știi? Da. Și am zis ăștia, hai mă, și tu? Eu eram deputat atunci. Ce ai și tu? Și zic, bă, zic, dracu, nu, mi se pare greu, adică eu am făcut litere, am făcut de engleză și filologie, adică, bă, eu știu, e multă fizică acolo, adică cu asta de avion nici o vezi repede, dar în fine. Și m-am dus cu ăștia, că partea bună e că teoria la ATPL, licența asta de pilot de linie, ține 7 ani. Deci dacă ai făcut-o, bă, măcar 7 ani, vezi tu ce mai faci. Și ăsta a fost planul meu, zic, bă, iau teoria și după aia când voi avea bani de zbor, dracu, mai văd eu, o poți să știi, știi? Mi-a plăcut atât de mult, am învățat atât de mult, cumva, prin faptul că plăteam pe măsură ce progresam, deci n-am dat doar groază de bani deodată, știi? Deodată, da, da. Până 3 ani așa am terminat eu cursurile de pilot de linie, știi? Păi, și zic, ia uite mă, acum să vezi cum îmi trăiesc eu visul copil, s-a reactivat copilul ăla din mine, știi? Păi, zic, ce fel, adică aveam... Practic aveam toate hârtiile, știi? Și am trimis mail, am dat, cred că, cel mai greu interviu din viața mea. 2 zile de interviu, dar bine, am învățat, eu o lună n-am ieșit din casă. Deci, crede-mă, am dat multe examene în viața asta. Nu s-a întâmplat vreodată să învăț printr-un examen o lună de zile, încuiat în casă. Făceam pauză doar să mănânc și seara să mă duc să alerg ca să nu-mi plenească o venă în cap. Așa, am luat interviu, am început să zbor. Și deja am aproape vreo 2000 de ore de zbor. Îmi place, adică da, sunt foarte fericit. Mai multe mile. Exact. Când a fost momentul când ai realizat că e destul de grav ce se întâmplă? Da, eu eram în vacanță, o vacanță de iarnă, am fost plecat din 16 februarie în 8 martie. M-am întors fain frumos, ajuns, erau știri, știi, adică bă, ok, da, întotdeauna zici, băi, un virus în China. Ok, cât o să-mi schimbe viața mea un virus din China? Astea, am mai forță cu SARS, cu astea, știi? Și pe măsură ce creștea treaba, creștea, zic, bă, dar zic, oare ce se întâmplă? Ne opresc ăștia la zbor, știi? Și la un moment dat a venit așa, ca o ghilotină, practic s-a schimbat viața în 2 săptămâni și la început recunosc că am fost super speriat. Adică, noi când mai aveam zboruri, la fiecare zi creșteau restricțiile. La început a fost ok. Acum,
vreau să fac o paranteză și să spun absolut tuturor oamenilor din care se uită la emisiunea asta ta un lucru absolut sigur și documentat, adică oficial. Autoritatea de aviație în Europa se numește EASA, European Aviation Safety Association. Bun. EASA a dat un document recent, deci la finalul lunii mai, da, suntem în aprilie, în iunie, dar la sfârșitul, la finalul lunii mai, un document despre cum să ne comportăm în relația cu această situație generată de COVID-19, da? Și scrie negru pe alb în acest document EASA, nu există niciun exemplu documentat de transmiterea virusului COVID în avion. Niciun exemplu documentat. Noi am avut doi colegi, deci dita mai compania, toți, doi care au avut COVID, niciunul nu l-a din avion. Nu am mai dus acasă la Brașov, pentru că sigur, maică-mea este în segmentul ăla 65+, așa. La București nu am mai văzut cu prietena mea, pentru că prietena mea stă cu, uneori stă cu a ei și a ei, evident, în 65+, și a zis, bă, să nu se sperie tata că iau virusul de la tine. Bă, și am stat luni de zile, singur cuc, și eu astăzi mă gândesc că m-au păcălit foarte tare băieții ăștia. Deci pe cuvântul meu, dacă nu am senzația, am luat țeapa vieții mele. Bă, țeapa vieții mele, pentru ca unii să facă business, bă. Deci eu cred că niște băieți care au vândut spirit, mănuși, halate, whatever, you name. Cipârtie igienică. Cipârtie igienică. Deci eu cred că niște băieți prin țara asta, niște mega mafioți, au făcut bani și ne-au prostit ca pe proști. Nu contez că există acest virus, nu stă la cu teoria conspirației, bă, nu știu. Băi, dar în halul ăsta, mă, adică, pe bune, sunt spitale goale, sunt, că avem, cred că, 100 și ceva de îmbolnăviți și noi ținem spitale închise ca au lui senul. N-a mai murit nimeni anul ăsta decât de COVID. Adică, mie mi se pare că ne-am luat o super țeapă și că, în continuare, cineva ne ia de proști. Ceea ce recunosc mă enervează maxim. Dar, deci asta, în rest, am stat acasă, am renovat apartamentul, am făcut curățenie, am învățat să gătesc, m-am sunat toți prietenii, vorbesc cu maică, mi-am redescoperit. Am redescoperit-o pe maică, mi-am vorbit. Să fiu un model la distanță, știi? Foarte bine. Și care a fost primul lucru pe care l-ai făcut când a venit relaxarea? Păi, sincer, am fost, eu m-am relaxat foarte repede. Eu m-am prins pe căleală. Mi-am luat și eu măști din ălea, știi? Intră acum noapte că pe nu știu ce site... Ilias măști, mi-am luat măști, bă, mi-am luat și eu un pachet ăla de 50 de măști în martie. Știi că te-am folosit? Două. Deci și eu mai am 48 de măști, măi, nu. Dacă mă întreb cum a venit virusul în viața mea, bine că am avut de renovat pe acasă, sincer să fiu. Am făcut. Port mască și sunt super, super protejat când mă duc la zbor, asta e adevărat. Dar aia e o chestie, adică viața profesională, viața profesională, mi-a luat super serios. Bă, dar în rest, așa, pe stradă, mi se pare bătaie de joc. În fine. Da, acum ai văzut că și mai vezi oameni care într-adevăr și în aer liber, ei sunt cu măștile și mă gândesc, frate, totuși stai afară. Da, stai, e greu. Și cu manipularea și cu toate, dar asta e. Asta vă întreb, ai reînceput să zbori sau... Păi zburăm în momentul de față, din România legal, avem voie să zburăm în Suedia, Norvegia, cred, și Portugalia. Dar noi zburăm, adică eu am zburat în ultima perioadă, noi avem, în fine, tot felul de reguli din astea. Ca să-ți păstrezi, se numește recency, cred că se traduce recență, deci cumva îndemânarea recentă, trebuie să ai minim 3 decolări și 3 aterizări în ultimele 90 de zile, o prevedere legală. Și sincer, fix asta am zburat cât un zbor pe lună, exact, ca să am voie să zbor legal, să nu treacă o perioadă aia, că după aia trebuie să faci zbor cu instructor sau simulatoare sau în fine. Adică, sincer să fiu... Aș fi fost mult mai fericit și mai, nu știu, optimist și așa, poate să vezi că trăim într-o țară în care oamenii își pun mintea la contribuție și zic, bă, cum să facem noi să ieșim, nu prost, un pic mai puțin prost, că bine nu cred că ieșim. Dar zici că ne furăm singur lanțul și pe aia ne întrebăm de ce nu merge bicicleta, știi? Poate. Da. Așa e. Așa, bine, nu mai avem mult timp, din păcate, ai zis, a trecut foarte repede. Când crezi că o să ne revenim, așa... Economic măcar. Eu sunt pregătit, eu sunt revenit. Deci eu sunt foarte bine. Deci eu sunt super profesional. Eu spun, noi suntem pregătiți să zburăm diseară. Uite, noi înregistrăm această sit-down comedy la 18:34. Dacă pe mine mă sună să zbor la 19:00, eu sunt pregătit să zbor. Deci sunt gata. Nu știu
cine și ce le spune șefilor noștri și celor care conduc țara și Europa și mapamondul, că mi-aș dori să știu, dar nu știu. Deci, nu, eu recunosc cu ce pot eu să înțeleg ca simplu om, ca simplu cetățean, ca om care vorbește cu alții, ca om care citește. Hai că uite acum, e lumea plină de proteste, bă, și ăsta, virusul ăsta e așa deștept că a zis, bă, stați un pic. S-au supărat oamenii în America acum că trebuie să fie totul politic corect. Bă, să iasă oamenii pe stradă, eu mă opresc. Deci eu ca virus, eu îi respect pe protestatarii aia, bă, nu pot să mă bag între ei. Și așa oameni, am luat o pauză. Deci, am văzut și în America politicieni care spuneau acum o lună, ce ne facem, aoleu, să nu mai, până noiembrie nu mai ieșim din casă și acum vă încurajez să ieșiți la proteste. Bă, nene, chiar așa? Deci, eu vă încurajez să ne relaxăm, să ne vedem de viețile noastre, să facem noi joburile pe care le avem de făcut. Uite așa, felicitări că faceți emisiuni prin Skype. Să sperăm că cei care ne conduc și pe noi și cei care conduc și lumea nu vor să ne mai încurce mult timp de acum înainte.